Premieră, în justiție și în poliția română, un fost polițist a fost condamnat pentru că a ignorat aproape un an o plângere de abuz sexual asupra unei fetițe în vârstă de 13 ani. Atunci când era, de altfel, șef de post, 2 ani cu suspendare și 10.000 de lei de amână morală pentru presupusa victimă. În exclusivitate pentru News Hour with CNN, fostul polițist recunoaște că a greșit pentru că a pus la îndoială credibilitatea presupusei victime. Urmăriți un material exclusiv realizat de colega noastră, Carmina Pricopie. O să-i spunem Elena. În 2019, pe 28 mai dimineață, un cadru didactic de la școala unde învăța a sunat la telefonul copilului. Elena avea 13 ani. Ne-a adus la cunoștință faptul că minora a relatat faptul că a fost atins în zonele intime de către tată. În cursul anului 2019 am primit o adresă din partea DGASPC-ul Bacău, prin care mi se aducea la cunoștință faptul că o minoră a fost preluată în regim de DGASPC pe motiv că tatăl ei ar fi avut o acțiune sexuală împotriva ei. Minora era cunoscută cu un comportament disimulat, spunea numai minciuni, a afirmat și față de cei de la SPAS că va întreține relații sexuale cu un bărbat, cu un băiat din satul vecin și că va da vina pe tatăl ei cu scopul de a fi preluată în regim de DGASPC și dată unui asistent maternal. Ceea ce s-a și întâmplat. Minora își dorea foarte mult să plece din mediul familial, avea o viață familială foarte violentă. Ați înregistrat plângerea? Da, am înregistrat-o mai târziu, așa cum se observă și din registru. Adresa am primit undeva prin luna mai și în februarie anul următor am înregistrat-o. Șeful de post din Săucești a fost trimis în judecată și condamnat definitiv de Curtea de Apel Bacău pentru abuz în serviciu. 2 ani cu suspendare și 10.000 de lei daune morale pentru fetița care reclamase abuzurile. Eu recunosc, știu unde am greșit, că și o minciună, dacă este spusă, trebuie să o înregistrez. Știu unde am greșit. Minora a beneficiat de măsură de protecție până în luna decembrie anului 2023, când a împlinit vârsta de 18 ani. Tatăl fetei a fost arestat preventiv și trimis în judecată pentru viol, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului. Dosarul se judecă și acum.